Partidul Național Liberal continuă lansarea candidaților în cursa electorală pentru fotoliul de primar al comunei Bărăscu, este Petre Corabu. Alături de el este o echipă mare și unită. Astăzi este rândul echipei de la Bărăscu să-și desemneze candidatul. Este vorba despre Petre Corabu, alături de oamenii din comunitate care îl susțin, care vor să schimbe cu adevărat lucrurile în comunitatea din Bărăscu. Petre, îmi asum responsabilitatea pentru a candida la funcția de primar al comunei Bărăscu. Suntem o echipă puternică, unită, care îl susține pe Petre Corabu ca și candidat la primăria Bărăscu. Hai la treabă! Hai la treabă! La Văgiuleș, liberalii merg pe mâna unui candidat tânăr, Viorel Catrinoiu. Acesta a declarat că își dorește ca locuitorii din Văgiuleș să fie mândri de comuna lor și să nu mai plece în alte județe sau peste granițe. Astăzi, la Văgiuleș, alături de echipa noastră, echipa liberală, care și-a desemnat candidatul, este un tânăr hotărât, determinat, Viorel Catrinoiu. Este cel în care oamenii de aici au încredere și cel care va fi viitorul primar. Îmi asum responsabilitatea să fac din comuna Văjulești un loc în care ți se drag să trăiești. Deci, bravo! Liberalii gorjeni își doresc ca în urma alegerilor din 9 iunie să fie învingători în toate localitățile din județ.